Irinel Miuțoiu, sunt din Vălenii de Munte, Prahova și am venit a doua oară în frumosul dumneavoastră oraș să arătăm publicului lucrările noastre care sunt executate de soția mea, Ruzica Miclescu, din lână naturală cu coloranți vegetali, țesute în gherghef. Concret, ce fel de obiecte putem achiziționa? Covoare, tapiserii, carpețele, semne de carte, supăr de pahar și, eu știu, cum avem aici exponante și lucrări valoroase de artă, lucrări care sunt și tradiționale, dar și, cum v-am spus, lucrări de artă, dar avem și șoarțe de costum național. Am înțeles. E o tradiție de familie? Da, soția a învățat de la bunici, după aceea a transmis și mai departe, are câteva fete pe care le învață acest meșteșug și, eu știu, sper să fie bine pentru cei care sunt tineri și vor să învețe ce înseamnă tradiție. Apreciază clienții români aceste produse? Da, da, și ne bucurăm acest lucru. Înainte, nu știu, era o, așa, ceva confuz, adică tradițional, adică are și bunica, acum parcă s-a schimbat. Lumea se întoarce puțin la vremurile dinainte, la tradiție și la obiceiurile care, eu știu, ne amintim cu drag.